Că ați făcut donații importante în aceste zile pentru Institutul Matei Balș. Ne puteți spune exact ce donații ați făcut, domnule Becali? Păi, ce mi s-a cerut? Au fost liste cu mai multe lucruri. Televizoare, camere video, mese, scaune, paturi, videocamere, calculatoare, mai multe lucruri. Acum, de exemplu, pe drum vine un 4.000 de combinizoane din Turcia. Am dat telefonul meu ca să nu aibă probleme la vamă, pentru că spune să ai dumne că trebuie să plătești vamă. Deci să nu cadă cineva că face speculă. Și atunci el, turcul, i-am dat numărul de telefon, da la vamă, dai numărul meu, vorbesc cu vameșul și spun că sunt donații pentru spitale. Am, de exemplu, am mai făcut altceva. Păi autoritățile nu vă sprijină, domnule Becali, în aceste donații? Deci nu ați găsit combinezoane în Turcia pe care le aduceți în România pentru medici? Da, 4.000. Și autoritățile nu vă sprijină în acest sens? Păi o să mă sprijine. La vamă, când ajunge, o să vorbesc cu oameni și să le spun. Sunt, o fac și publică treaba, nu? Deci sunt 4.000 de comisioane care vor veni la spitale din România. După aia am vorbit la Brancov, cea mai mare fabrică de cămăși din România. Băi, nu mai facem cămăși. De acum încolo lucrați non-stop numai măști și halate. Și au întrerupt producția de cămăși, că spuneau că nu sunt măști. Cum să nu fie, bă, măști? Nu avem niște petice, niște materiale, cum să nu facem măști? Și am vorbit la Brancov, la fabrica de cămăși și gata. Am întrerupt cămășile că e regină urgență, nu? Sunt cămășile și face în fiecare zi câte 5.000 de măști și de halate, ca să te dau la spital. Le plătiți dumneavoastră, domnule Becali, sau această fabrică face donații prin resursele proprii? Nu, plătesc eu, dar vreau să menționez faptul că nu mi-au pus niciun adaus. Doar 10% mâna de lucru și ce costă salariile muncitorilor. Bun. Domnule Becali, aceste donații le-ați făcut doar la Matei Balș sau și la alte spitale din București? Numai poate la Matei Balș și acum am primit de la Rădăuți, de la cineva, un telefon de la spitalul din Rădăuți, că au nevoie și acolo și voi duce vineri și acolo, la spitalul din Rădăuți, nu știu, și bun, au nevoie. Domnule Becali, în afară de echipamentele de care ne povestiți, combinezoane din Turcia, ați dat comandă la fabricile de îmbrăcăminte pentru măști, ați spus că ați făcut donații de scaune și mese, spuneați? Da, păi, dar nu aveau, stăteau oamenii în picioare, făceau testele și stăteau oamenii în picioare. Au zis că au nevoie de 50 de scaune și am dus 100 de scaune. Mese, nu știu câte, nu știu câte paturi pentru analize, televizoare vreo 40, ca să vorbească direct medicii cu bolnavii. Deci videotelefoane ați dus? Da, telefoane, video și plus televizoare. Asta doar la Matei Balș? La Matei Balș. Și nu știu, astăzi am plătit, nu știu, vreo 30.000 de euro numai pe calculatoare. Calculatoare și am mai plătit încă, nu știu ce, un mare scanner, care costă aproape 20.000 de euro un scanner. Nu știu ce, le-am plătit, am primit lista, le-am plătit și le-am dus. Domnule Becali, vi s-a cerut ajutorul sau dumneavoastră ați vorbit cu, poate, profesorul Stelin Cercel? Mi s-a cerut ajutorul de către sora, de către fata domnului Stăinu Cercel. Domnul Stăinu Cercel a făcut lista cu ce are nevoie acolo. Eu am o relație mai de mult, că am învins și hepatita C cu Stăinu Cercel, cu fata lui. Deci fata profesorului Stăinu Cercel v-a cerut ajutorul. Da. Domnule Becali, alte autorități din România, miniștri, pentru că am văzut foarte mulți oameni de afaceri și este bine că există acest lucru, orientați spre această solidaritate, a face donații, a da bani din cifra de afaceri. Dumneavoastră spuneți că ați găsit combinezoane în Turcia, ați făcut comandă repede să vină în România. Autoritățile se zbat să facă rost de materiale pentru combinezoane, să facă rost de dezinfectanți, de măști. Dumneavoastră ați găsit soluții locale, ceea ce mi se pare corect. Stai, cum să nu fie măști? Chiar nici măști să nu avem? Ce am vorbit la Brancov, la fabrica de la Brăila, nu mai faceți că măști, faceți măști. Câte puteți să faceți? Non-stop. Terminați cu cămășe. 5.000 pe zi. Și combinezoane și halate. Și halate de unică folosință. Câte? Câte mii fac? Câte faceți? De acum încolo lucrează mai pentru mine. De acum acolo lucrează numai pentru mine, adică pentru mine. Pentru spitale din România. Da, spuneați că ați primit niște mesaje de la Rădăuți, domnule Becali?
Am primit de la cineva din Rădăuți că au și ei nevoie de nu știu ce materiale medicale, că acolo e foarte mare sărăcie la spital. Ăla e un spital mare în Rădăuți. Și am spus, domne, vineri, când vor începe să vină, o să trimit și acolo. Bun, ajutoare pentru spitale, domnule Becali, spuneați că cei care fac aceste teste nu au nici măcar scaune pe care să se așeze și că ați făcut aceste donații. Vreau să vă întreb, domnule Becali, dacă în această perioadă, pentru că știți că există restricții, mai mergeți la biserică? Păi la biserică e cel mai mare ajutor care îl dau oamenilor, este rugăciunea mea, care face de 1 miliard de ori mai mult decât scaune și decât computere și televizoare. Rugăciunea la Domnul și care mă rog la Hristos și zic, Doamne Iisuse Hristoase, și așa suntem destui de amărâți și vai săraci oameni când sunt de supărați, vin din țări străine, au muncit pe acolo sclavi ca să aducă niște bani la familie. Exact așa vorbesc cu Hristos. Și ei săraci, acum bolnavi în spitale, fă o minune cu poporul nostru și demonstrează că Sfânta Liturghie pe pământ românesc să se vindece toți. Și uite că s-au vindecat vreo 19. Și o să se vindece, o să facă Dumnezeu, că unde e liturghie, mai greu boala. Eu aș fi făcut, de exemplu, am mai făcut altceva. Că spuneați, domnule, stai puțin, că Teodosie că împărtășește cu aceeași linguriță. Păi la împărtășeane ce am făcut? I-am lăsat pe toți, că normal intră copiii, bărbații și la urmă femeile. Le-am invitat pe toate femeile și m-am împărtășit ultimul cu lingurița, cu aceeași linguriță. Nu vă este frică, domnule Becali, de răspândirea acestui coronavirus? Păi cum să-mi fie frică dacă sunt împărtășit și dacă l-am pe Hristos? Cum să-mi fie mie frică? Nu mi-e frică, cum să-mi fie frică? Păi dacă mă duc la biserică, la liturghie, în fiecare zi, liturghie, cum să fie mie frică de coronavirus? Păi ce, se apropie vreodată un microb sau un virus de mine vreodată când eu mă rog la Hristos în fiecare zi 2 ore pe zi la Sfânta Liturghie? Nu poate nici nimic, nici un coronavirus. Bun, domnule Becali, ajutați comunitatea, ajutați spitalele, autoritățile guvernamentale. Așteptați vreun ajutor de la guvernul Becali, pentru că știu că sunt întrerupte meciurile din Liga 1. Aia nu, eu nu aștept eu. Aia ce se va hotărâ la nivel național, ce va hotărâ ei. Eu da, nu m-am băgat. E nevoie de reluarea acestor meciuri, domnule Becali? Ba, meciurile trebuie să se abune, că adică am înțeles peste o lună sau două luni, nu știu. Bun, fără public, poate. Fără public, vor face, nu știu ce negocieri sunt, eu mă supun la tot ce spun autoritățile statului. Apropo de donații, păi la Matibal și am făcut donații mult mai multe. Am dat donații multe pentru hepatita C. Aparate, tratamente... Păi da, păi costa 40.000 un tratament și eu l-am din India cu 3.000 și am dat la sute de români. Dar nu v-au contactat autoritățile, domnule Becali, pentru că dumneavoastră văd că vă descurcați, ați luat tratamente ieftine, ați găsit combinezoane, autoritățile... Ba da, eu am vorbit și cu domnul doctor Sărinu Cercel și am zis, dacă ai nevoie de medicamente, ceva, substanțe, în America și India, unde eu pot, unde am și eu niște legături, în America că am niște prieteni acolo foarte importanți, care au funcții importante, și în India, unde am tot colaborat cu hepatita C, cu asta. Și pot să fac. Dar domnul Stăinu mi-a zis că nu, medicamente nu au nevoie, doar astea sunt lucrurile care au nevoie. Domnul Vela, domnule Becali, pentru că suntem în stare de urgență, iar domnia sa are puteri sporite, practic e principalul personaj politic în România în aceste momente, v-a contactat pentru a vă cere ajutorul? A, nu, păi da, ce că da. Cum să ceară mie ajutorul un ministru care are în spatele guvernul României. Nu, nici de cum. Păi n-are de ce. Ce să pot să ajut eu? Le puteți ajuta la multe, domnule Becali, și vedem că și alți șefi de state și de guverne apar. Eu ce pot să ajut? Să merg acolo la guvern și să dau comenzi. Și cât fac ei, de exemplu, ce rezolvă ei în 2 săptămâni, eu rezolv într-o zi. Ce fac ei într-o săptămână, eu în 24 de ore. Că eu nu dorm. Eu dau ordine. Asta ce pot să fac?
Da, foarte important. Mulțumesc, domnule Becali. Sperăm ca guvernanții care au puterea de decizie și care pot apela la ajutorul dumneavoastră să apeleze, pentru că este nevoie de solidaritate în acest moment în România și sunt oameni de afaceri, în afară de domnul Becali, cei care pun la dispoziție bani, pun la dispoziție, iată, resurse, echipamente pentru a putea trece de această perioadă de criză. Vreau să vedem, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă și pe plan economic, pentru că astăzi